care le-am promis, fiecăruia dintre cei care au făcut timp poetic interfața sonoră, cea mai bătată carte de poezie din 2022 la agenția de carte. Cum v-am zis, nu era vorba de premiu, era vorba doar de numărul de voturi pe care o carte așa complicată cum e poetic interfața sonoră poate să le aducă împreună. Mulțumirile, așa cum spuneam, de la Street Delivery în timpul Festivalului Internațional de Poezie București încep pentru fiecare dintre cei care au considerat și consideră poetic interfața sonoră una dintre cele mai bune piese de poezie ale anului. E și asta un mod, dar vorbim despre speranță, pentru că avem cărți despre din plin, chiar. Sunt și cărți care pun poezia nu doar între două pagini, ci între două persoane, dacă vrei. Vasile Iubincea voia să spun. În mulțumirea mea și despre speranță. It's on. Din prima parte, să mă sări, să mă stai de zic, atunci când îți dai seama că originalul e din vorbe și estul este noul negru. 55 de poeme din prima parte. Gala tuturor lucrurilor pe care le spun părțile corpului tău despre tine. Alcătuiește vara. Din 13 iunie, mulțumesc, Adrian Dumitru. Spui, soarele a topit toată ziua, cu candoarea unui defect de pronunție. Din 14 iunie, mulțumesc, Adrian Fașcu. Direct din ce mi se întâmplă, mă privești destul de corect. Din 15 iunie, mulțumesc, Adrian Paraschivescu. Cine a rezistat a fost mutilat, cine a cedat s-a atenuat. Uite, fetele cu autan vorbesc cu tine. Din 16 iunie, mulțumesc, Adriana Costea. Zi tu, folclor cosmic, cine a pus spațiul în drum, ăla n-a fost om străbun. Din 17 iunie, mulțumesc, Adriana Gheorghi. Produce o galaxie subcutanată. Aici incizie, aici detergent, aici perhidrol, pe rană. Dacă ar avea gură, omușorul ar zice despre frumusețe și art. De 18 iunie, mulțumesc, Alex Angel. Dacă tot ne-am strâns, putem să lăsăm aici o pungă de supraviețuire. Pentru când vor face poc ruinele capitalismului. De 19 iunie, mulțumesc, Alex Harabagiu. Tot îmi spui că o să te cunosc și ne știm în feluri care ar scăpa cunoașterii de masă. Pentru 20 iunie, mulțumesc, Alexandra Căpitănescu. Folosim geolocație și mobil ca să fim siguri de sursele distanței din 21 iunie. Mulțumesc, Alexandra Hrițcu. Poezia în România e ceva ce îmi place foarte mult. Toată lumea crede că există un început.
de 22 iunie. Mulțumesc, Alexandra Maia. Visele pe care nu mi le amintesc vor fi tot vise. De 23 iunie. Mulțumesc, Alexandra Sir. Ca să fie clar, am lucrat în răzvangheliar. Când au venit peste mine regulile de distribuție, crescute în țupanișade, cu cei pe care nu-i vezi decât la 10-15 ani, dar nu se îndepărtează. Iar ce se depune și nu știu decât cei care rămân mai departe, e pe bune. E Cosmineral. Pe 24 iunie, mulțumesc, Alexandra Turc. Am ajuns undeva unde e chiar carte. În standul Cărturești, de la Street Delivery. Isterie era tot în afara pisici. Din 25 iunie, mulțumesc, Alexandra Svenigorovski. Definiția e de o claritate incontestabilă, perfect realizabilă și redusă inevitabil la irizări. 26 iunie, mulțumesc, Alexandru Codruț Ivașcu. Oare numai mie mi se pare că e rost de delimitare? Din 27 iunie, mulțumesc, Alexandru Dinescu. Îi mai prima, îi mai și vezi pe câte unul, băi, ăsta scrie poezii, de parcă înainte de asta nu l-ar fi scris poeziile pe el. Odată, cu 28 iunie, mulțumesc, Alexandru Drăghicean. Empatia pepenului galben, cum îi strânge sâmburii în centru, ca să nu deranjeze. Pe 29 iunie, mulțumesc, Alexandru Orian. Lucrurile par să aibă pachetele lor. Și asta a lucrat mereu un pic în favoarea noastră. De 30 iunie, mulțumesc, Alice Lazar. De ce să stai unde plâng hamsterii la perfuzia metaforei, rulezi fluid, circuitul metabolic activat pe bază de priviri? Pe 1 iunie? Pe 1 iulie? Mulțumesc, Alice Stroiescu. Titai Antante de iulie pentru 2 iulie. Mulțumesc, Alina Ciutac. Las așa cum au căzut, lasă sentimentul brut, voce și reverberația, pieptănul cu creastă care străbate traficul până la angoasă. Pe 3 iulie, mulțumesc, Alina Conțean. Termenii în care descompunem disparițiile au de-a face și cu speranța provincialului că, orice am fi, noi nici măcar nu suntem aici. De 4 iulie, mulțumesc, Alina Grau. Din ce în ce mai mare e conturul unei persoane care se apropie de sursa de lumină și pe ecran pare că vine spre tine. Pe 5 iulie, mulțumesc, Alina Preda.
din ce în ce mai mare e conturul unei persoane care se apropie de sursa de lumină. Și pe ecran pare că vine spre tine. Pe 5 iulie, mulțumesc, Alina Preda. Ce vrei cu tot corpul, temeii pentru cei lipiți cu aer între ei, cel mai înalt melc e zgomotul lumii pe 6 iulie. Mulțumesc, Alina Țârcoman Ochea. Suspect, te zici că-s Ozzy Osbourne pentru porumbei. Poate nu s-a întâmplat nimic, dar se poate întâmpla oricând. Joacă-o pe asta, cu subiect. Din 7 iulie, mulțumesc, Amalia Alexandra. Undeva, planeta mai multelor, e și un șir de dimineață. De 8 iulie, mulțumesc, Ana Cristina Rădulescu. Iepurele tău din povești. Jumătate șchiop, jumătate om un pic miop, începe să transpire. Mulțumesc, Ana Donțu. Valorile reale sunt ale tale. Că te răzgândești, e o chestie de dus și întors, dar și asta are importanța ei. Recurențele și scadențele comportamentale. Din 10 iulie, mulțumesc, Ana Petre. Toate astea fac parte din noi. Cu prezențiile noastre la intimitate, de 11 iulie, mulțumesc, Ana Maria Câmpianu. La vârsta la care îmi amintesc destul de clar cum erau ai mei când aveau câți ani am eu, de spus se pot spune multe și tot nu ajunge. De 12 iulie, mulțumesc, Anca Elena. Se aud flăcările respiratorii izbucnite într-un colț sau altul al galaxiei. Tu știi că ești exact în locul în care trebuie. Pe 13 iulie, mulțumesc, Anca Maria Colțeanu. Îmbrăcămintea cu roluri date cu minte pe răzătoare egalitaristă care nu există. 14 iulie, mulțumesc, Anca Vasile. Totul ar fi fost imposibil, dar perfect. Pe 15 iulie, mulțumesc, Anca Scură. Lumea e în siguranță când îi pare rău pentru orice. Codurile de culori tind să confirme genul ăsta de regrete. Pot să sper că vina o să fie numai a mea. Pe 16 iulie, mulțumesc, Andra Rotaru. Băuturicile sinelui sunt reproduse alb-negru sau color. Cu 17 iulie, mulțumesc, Andreea Coraci. Cu tandrețea adiacentă ritmului cardiac am transpirat. Din fericire, de 18 iulie, mulțumesc, Andreea Dincă. Părțile de vorbire atente, unde să țină drumul și când să dea. Pe 19 iulie, mulțumesc, Andreea Dumitru. În ziar se vede doar ce știi. Nu cumpățești în poem că zici și e clar ce ai habar, dar mai ales ce n-ai. Din 20 iulie, mulțumesc, Andreea Roxana Ghiță.
Fața oricui e seria asta de distanțe ordonată într-un panopticum de la 21 iulie. Mulțumesc, Andreea Lupescu. Unele seri sunt așa de bune că nici nu știi cine poate să le adune până devine, până ajunge, până deține, ce te face mai viu decât oricând. Așa e poezia. Din 22 iulie, mulțumesc, Șerban Mihalache, pentru că ai ales poetic. Suflet au și cei care au plâns la ridurile din Facebook. Pe 23 iulie, mulțumesc, Andreea Neblă. Cântă în loc să spui. 24 iulie, mulțumesc, Andreea Solomon. La aterizarea în poveste, toate ți se par normale. Dar nu sunt prezente în întregime. Așa ceva te poate întoarce spre o felină măruntă, ori spre lumină. Cum știu că-i despre mine, de câte ori văd o țâșnitoare metalică pe stradă, de 25 iulie, mulțumesc, Andreea Tudorică. Dimineața visele se retrag mai greu, dincolo de marginea punctată a părului, pe 26 iulie, mulțumesc, Andreea Voiculescu. Ce zicem despre tot restul lumii? E despre noi. Pe 27 iulie, mulțumesc, Andreea Vădineanu. Fenomene astronomice făcute din ce trăiești. Ai publica o carte din fiecare coborâre de ploapă. Pe 28 iulie, mulțumesc, Andrei Dogar. Aici pui la îndoială orice variantă finală. Aici eziți și aplici exuberanța florii mărunte de fistic. Cu 29 iulie, mulțumesc, Andrei Ispas. Gradația gestuală prinde fapte șocante, plasate în extremitățile privirii. De 30 iulie, mulțumesc, Andrei Minescu. Convingător, doar pe bază de nor și nu mai poți de dor. Cu 31 iulie, mulțumesc, Andrei Zbârnă. Chiar dacă doare, mă identifici pe bază de dugoare. Și 1 august, mulțumesc, Andrei Șerban. Când curmalul albastru al orei începe să pocnească, pe 2 august, mulțumesc, Anton Rogac. Umbra abia apare și o bifăm ca identitate. Pe 3 august, mulțumesc, Arina. Cinematografia e tactilă. Pe 4 august, mulțumesc, Beatrice Aurora. Ne știm unul altuia dialectul din pronunții corporale. Pe 5 august, mulțumesc, Beatrice Stanciu. Recuperare în lentoare, în aderența la propria trecere. În termen de zile, atingere până la culoare, de 6 august, mulțumesc, Beni, Beniamin. Uite că rezultatele, partea a doua din interfața sonoră este prospect sanguin, stenografia macarelelor sofistice, unde se face dus, întors, metafora, că se poate zice, dar nu e chiar așa.
și fix. De asta scapi în patriotismul prădătorului vegetarian. Partea asta are 100 de poeme, din care am scos câteva secvențe din fiecare zi. Uite că rezultatele seamănă întotdeauna cu noi. Din 7 august, mulțumesc, Bianca. Câte nevoi are limbajul ca să echilibreze privirea între înăuntru și afară, crengile care ne întâmpină în nopți lungi, au dicții diferite la lumina zilei. Pe 8 august, mulțumesc, Bogdan, Anecula Esei. Cei mai reținuți dintre noi ne trezim salvați cu mărâitul din somn, cu râsul neașteptat, cu cutele de pe pat. Pe 9 august, mulțumesc, Bogdan Eftimie. Genunchii își asumă un tremur care parcă e luat de nicăieri. Din 10 august, mulțumesc, Bogdan Florea. Poemul care îți spune privire sub ploapă și pe copăcei orizontal de asfalt și piatră cubică te-am văzut. Când e 11 august, mulțumesc, Bogdan Hofbauer. Ce se pierde, ce se câștigă, e pus deoparte. În sintaxa respirației mele. Din 12 august, mulțumesc, Bogdan Petre. Placa albastră a cerului a dat semne că înțelege și nu e nimic de înțeles. Pe 13 august, mulțumesc, Camelia Botea. Rele obiceiuri mi-ar fi plăcut să am, ca să am pe ce da vin. Din 14 august, mulțumesc, Carmen Tetkov. Familiarități cronologice cu bărbatul deasupra căruia umbra păsării se face trup. De 15 august, mulțumesc, Carol Bostan. E doar o chestie care ține de exercițiu, cu pretenția nepermisă și contrazisă de elevație. Pe 16 august, mulțumesc, Katia Tănase. Foșnetul copacilor explodați lent pe trotuarele verii, protejați de orice amenințare. De 17 august, mulțumesc, Cristian Levant. Traseele angelice de la care pornește fascinația. Semnificația miezului sticlește. Din 18 august, mulțumesc, Clau. Suplicii elegante pentru femeia care face parapantă din gândurile negre. Autocolante, plasate la nivelul blănii, pisicii. De 19 august, mulțumesc, Claudia Lăsculescu. Fiecare drum trece prin fața geamului tău. Sistemul este banal, te uiți la cer și lași să se audă ce sunet se formează. Pe 20 august, mulțumesc, Codruța Irina Cocea. Când vegetația preia controlul și același lucru e valabil în termeni verticali, de 21 august, mulțumesc, Codruța Sederiaș. Flacăra respiratorie a adus vara. Expresii vegetale încearcă din nou șansa de a fi prezenți. Cu 22 august, mulțumesc, Corina Oprea. Te prinzi că tot începi și ar trebui să continui într-un fel. La 20 august, mulțumesc, Cornelius Drăgan.
pigmenții aerului cresc hărțile întâlnirilor dintre noi pe piele. Când e 24 august, mulțumesc, Cosmin Ciocloș. Ce ai procesat și ce te dă peste cap sunt ordonări sanguine și ciucuri de care te bucuri. Pe 25 august, mulțumesc, Costin Crețu. Poți să-l uzi, poți să-l tunzi, factorii definitorii rămân difuzi. Și nici așa nu ai cum să mă confunzi. Mai degrabă, încurci iasomia și florile de portocal andaluz. Pe 26 august, mulțumesc, Cristi Contem. Când întredeschizi buzele în somn și degetele respirației ți se întind transparente pe un corp știut doar de tine. În 27 august, mulțumesc, Cristi Călin. Bântuim sonor printre blocuri interbelice, printre locuri părăsite, printre arbori obscuri. La 28 august, mulțumesc, Cristian Brândușel. Linia muzicală de sub păr răspunde acestei mișcări bruște din bărbie. Sânii aerului se întind pe obraz. Pe 29 august, mulțumesc, Cristian Muntean. Ce zic fluidele corporale despre asta? Când pornesc briza întunericului și strălucesc ca un graffiti pe peretele unui gang luat drept trup. De 30 august, mulțumesc, Cristian Stoica. Ne recunoști după degetele strânse pe pix, ca pentru semnul crucii. La 31 august, mulțumesc, Cristina Airabedian. Diferența dintre distinția, real, distanța, diferența, distinția, sunt lucruri abstracte. Dimineața, pe 1 septembrie. Mulțumesc, Cristina Drăghici. Obiectele pe care îți cer să le asculți și subiectele care te citesc pe bază de intensități, la 2 septembrie, mulțumesc, Cristina Lilienfeld. Dimensiuni variabile pentru arici astral sub ploape. Mulțumesc, Cristina Nedeluș. Codurile actualizării au loc de completare până la frumusețe, la 4 septembrie. Mulțumesc, Cristina Stanciu. Gestul de toast cu care decizi că decizia e a ta, dar și altfel, restul e polen. Și 5 septembrie, mulțumesc, Cristina Săraru. Ating valori care îți dorești să rămână constante. La 6 septembrie, mulțumesc, Cristina Andra. Salutul oferă ocazia unei treceri razante la nivelul solului. De 7 septembrie, mulțumesc, Călin Căprariu. Vitrina în care te vezi doar pe tine, dar asta ține de cine nu o putea rafina. Mulțumesc, Călin
Spătărel de 8 septembrie. Ziua în care cer un skateboard și primesc un instrument protejat într-o cutie ca de vioară. E 9 septembrie, mulțumesc, Cătălina Bălan. Unde se termină durerea și începe revederea. Unde se îndoaie lumină și scapără hemoglobina. De 10 septembrie, mulțumesc, Cătălina Cadinoiu. Mestecă rezonanță magnetică prin acea parte a corpului numită poezie. La 11 septembrie, mulțumesc, Cătălina Ceaușescu. De aici se poate porni ce se cade și ce decade are mereu chipul nostru. Pentru o secundă, pe 12 septembrie, mulțumesc, Cătălina Păpureanu. Definiți prin rictus floral, în distanțe dispuse, în modele auditive, integrăm ornamente din regnul vegetal. Mulțumesc, Dan Colar. Șters de perdea, vântul imaginează siluete. Nu doar efectul e pervers. La 14 septembrie, mulțumesc, Mihaela Măncilă. Luai răsărituri la mână și făceai jazz din curbura omoplaților. Pe 15 septembrie, mulțumesc, Dana Muntean. Să luăm o parte din această dimineață, aflată dincoace de demersul expozițional mărunt. De 16 septembrie, mulțumesc, Dana Nicula. Decolarea aceasta e numai soare și răcoare, semnalizare și recunoaștere. Reflexul e de ipostaziere. La 11 La 17 septembrie, mulțumesc, Daniel Iacob. Peisajul cu grădini temporale e Doldora, reformulat în termeni macrocristalini. Din 18 septembrie, mulțumesc, Daniel Sur. Fiecare trecător dintr-o secundă e doldura de vești din vârste ale noastre pe care ne le tot amintim pe segmente. Pe 19 septembrie, mulțumesc, Daniela Bejinariu. Soarele, filtrat prin perdele de praf, marchează cronologii sexuale. E de 20 septembrie, mulțumesc, Daniela Șontică. Texturile vocii marchează deplasări spre teritorii cu climat propice. La 21 septembrie, mulțumesc, Daria Iasmin Oprea. Limba oglinzii e complet diferită de ce zice orice toc de ușă, până când le traduci în minte. De 22 septembrie, mulțumesc, Daria Onisa. Ceruri sonore în care levitația a făcut ce a putut. La 23 septembrie, mulțumesc, Daria Trofin. Limba dominantă e tăcere, prin frunze iluminate pe verso, cu 24 septembrie, mulțumesc, Dariana Florescu. Ceruri sonore în care levitația a făcut ce a putut. La 23 septembrie, mulțumesc, Daria Trofin. S-ar putea repeta până la o petrecere, cât se poate de feroce face 25 septembrie,
Mulțumesc, Delia Ilea. Visai până ți amintai. Visai până ți aminteai exact intrarea reală, de pe când locuiam într-un pandantiv montat la subsol. Pe 26 septembrie, mulțumesc, Delia Roșu. Variații de intensitate, atingeri atenuate, identități exprimate prin electricitate. De 27 septembrie, mulțumesc, Denisa Simionescu. Procesul de pulverizare ajunge ceva de o siguranță insuportabilă, o șansă pentru tot ce își propune să reziste. Mulțumesc! În 28 septembrie, Diana Marincu. Puteam să jur că merg mereu până te-ai prins, că tot venim dinspre 29 septembrie. Mulțumesc, Diana Pavalache. Fiecare chip e al tău. La vârste și etnii diferite. Când e 30 septembrie, mulțumesc, Dina. Când fericite ajung să fie, mai ales relatările și mai puțin întâmplările, cu sau fără părul din ghilimele, de 1 octombrie, mulțumesc, Dorel Avăcăriței. Oricâte linii tragem în aerul din jur, ba e prea aproape, ba e prea departe, pe 2 octombrie, mulțumesc, Elena Stroescu. Respir cu gura celorlalți până virozele întunecă veiozele. La 3 octombrie, mulțumesc, Elodie Kipper. Tone de amintiri, nici nu știi unde să le mai depozitezi și atunci le arhivezi în forma lumii. De 4 octombrie, mulțumesc, Eugenia Polar. Scapără de stinde replicabile în buza zilei arteziană, neagă, din care sunt ticluite visele. La 5 octombrie, mulțumesc, Eva Negru. Coperte onirice peste tratate colate jumătate de zi, din literă cu tăișul în interior, jumătate din cifră, miezul moale, prelinsă pe coate și apreciată. Pe 6 octombrie, mulțumesc, Evantia Barca. Cu cât mergi mai departe, cu atât e mai clar, de parcă ar striga cărdurile de flamingo roz adunate la împerechiere pe câmpia de sare din Bolivia. De 7 octombrie, mulțumesc, Filip Sandler. Ridici fiecare urmă de soare ca pe urmă de mare, înaintea unei lungi ierni. Pe 8 octombrie, mulțumesc, Floarea Țuțuian. Ție pot să-ți spun, n-aș avea sentimentul că aș călca pe săpun. De 9 octombrie, mulțumesc, Gabriel Dragnea. Sunt în stare să mă exprim,
chiar și sub formă unui scatiu contradictoriu cu titlu executoriu. La 10 octombrie, mulțumesc, Gelu Vlașe. Ninge de câte ori, urmărând cum se stinge soarele ambalat în sticla ferestră. Pe 11 octombrie, mulțumesc, George Apostol. În momentul de față suntem doar noi, aparatele la vați ascunsele. La 12 octombrie, mulțumesc, George Enache. Lanternele stroboscopice ale ostenilor reiau aceleași figuri imperceptibile, dar sigure. De 13 octombrie, mulțumesc, Geta Bumbaru. De coct nostalgic, încercat și de vegetarieni, când visează îngroziți că mănâncă șuncă. La 14 octombrie, mulțumesc, Gina Gioia. O aromă care pune căldura la loc în orice zi friguroasă și strălucirile au sens iar. De 15 octombrie, mulțumesc, Georgiana Amarie. Sunetul apei, ca un fum blă, care străbate tot felul de obiecte și ființe. De 16 octombrie, mulțumesc, Elena Bâja. Cine știe, nu neapărat câștigă, dar poate să joace. La 17 octombrie, mulțumesc, Ioan Streza. Erai mic și nimic nu ducea nicăieri. De rămânea doar amintirea permanentă. Pe 18 octombrie, mulțumesc, Ioana Enache. Nu mai sunt despre ce, ci cu cine nu te abține. De 19 octombrie, mulțumesc, Ioana Jenda. E vorba de sonorități tegumentare și de culoare, dar numai în materie de orientare. Cu 20 octombrie, mulțumesc, Ioana Iuna Șerban. Unealta multifuncțională e crescută la gât. Îți poate face figura atât din punct de vedere teoretic, cât și în ceea ce privește insulta. La 21 octombrie, mulțumesc, Ioana Miron. Citești în camera mentală pe care ți-ai închipuit-o albă, de 22 octombrie, mulțumesc, Ioana Roman. Fac treaba cu respirația, de parcă m-aș grăbi undeva. La 23 octombrie, mulțumesc, Ionel Palade. Locuim globul ocular cu animalul nostru național pe care îl jupuim și îl facem sul. Pe 24 octombrie, mulțumesc, Ionela Constantin. Numai cuvintele sunt adaptate, poate le resimți cam dezordonate. Poate e doar o chestiune de afinitate. De 25 octombrie, mulțumesc, Ionuț Muntean. Pedibuite din aproape în aproape, să te bazezi pe agilitate, cât poate să dureze până ți se pietrifică limbajul și îl vezi că emite. Din 26 octombrie, mulțumesc, Ionuț Nacu. Las efervescența cromatică a nesiguranței să depășească orice calcul. La 27 octombrie, mulțumesc, Monica.
Lasă efervescența cromatică a nesiguranței să depășească orice calcul. La 27 octombrie, mulțumesc, Iulia Maria Mocanca. Bine articulate, fără nicio gură. Bine. Vocalele articulate fără nicio gură sunt rare și sperie. Destul de tare. De 28 octombrie, mulțumesc, Iulia Stoichiț. Tot ce poți atinge e îndepărtarea. Și asta începe cu fiecare atingere, mai bună sau mai rea. Pe 29 octombrie, mulțumesc, Iuliana Doina. Mai departe de poezie nu e nimic decât un poem citit cu picioarele. Mulțumesc, Iulica. HD. Scoți bricheta, toată lumea se prinde că declanșează liniște. La 31 octombrie, mulțumesc, Laura Pavel. Expresia completă e și la toaletă. Cam asta e impresia comună. Ne salvează obsesia. De 1 noiembrie, mulțumesc, Laura Trandafir. Un conspect pentru imponderabilitatea cu față umană. În 2 noiembrie, mulțumesc, Lavinia Nechifor. Pe stradă nu e decât atât cât e sufletul tău. La 3 noiembrie, mulțumesc, Lena Chilar. De la un capăt al atingerii la celălalt și retur pe traseul pupilei, în spatele pleoapei, de 4 noiembrie, mulțumesc, Lilibet. Gestul știe că nu poate să aibă pretenția persistenței pe 5 noiembrie. Mulțumesc, Livia Basista. Cel mai bine, în măsura în care aerul rezistă atingerii, o aproximezi ca aromă. La 6 noiembrie, mulțumesc, Lorena Stuparu. Știți, pacienții cerurilor, distribuiți la 7 noiembrie, mulțumesc, Luisa Ion. Am admis partea mea de întuneric decât de zis, mai bine de arătat. La 8 noiembrie, mulțumesc, Lucia Țurcanu. Grădinile de la nivelul atingerii aleg toate viețile și nu greșesc. Pe 9 noiembrie, mulțumesc, Lucian Dumitru. Grădinile de la nivelul atingerii aleg toate viețile și nu greșesc. Pe 9 noiembrie, mulțumesc, Lucian Dimitriu. Te ridici cu sunetul pe care l-ar fi făcut respirația unui milion de pisici. La 10 noiembrie, mulțumesc, Lucian Nemoi. Toate acestea pot ajunge să te și dețină. Mulțumesc, Luminița Potârnică. Folia memoriei te aștepta să o recunoști după felul în care bruiază istoria. La 12 noiembrie,
Mulțumesc, Magda Gheorghiță. Fragile sunt numai cuvintele, cât sunt ale tale, altfel sunt agile și letale. De 13 noiembrie, mulțumesc, Mara Țibule. De fiecare dată, înainte să se scufunde, corpul calcă apele, sigur de ele. La 14 noiembrie, mulțumesc, Margo. A treia parte din poetic interfața sonoră este senzualitatea densității. Susține miraje semiclandestine imediat ce vezi cine devii în ecologia tunsorilor naționaliste. Și dacă tot am ajuns aici, o să și traversez pentru secvența următoare din Street Delivery. Centură peste sintaxa palpabilă în care sunt asigurați nori. Pe 15 noiembrie, mulțumesc, Maria Alexandru. Până la tine, versificația lanțurilor de proteine tinde să ne decline. De 16 noiembrie, mulțumesc, Maria Bazaliu. Apasă play de dimineață, suprapunerea e o clasă în sine, o resimți în unele momente, drept profund armonioasă. Cu 17 noiembrie, mulțumesc, Maria Dinulescu. Nu de citit e poezia mea, ci ca să te citească din toate obiectele pe care le uităm, doar ca să le descoperim cu voce tare. Îmbujorată. Pe 18 noiembrie, mulțumesc, Maria Colar. Să pierzi noțiunea timpului e aproape o superputere, o vreme. La 19 noiembrie, mulțumesc, Maria Simulescu. Ea nedreptățită o să-și comande cu satisfacție amărâtă propriul chip într-o camee. De 20 noiembrie, mulțumesc, Maria Teodora Sandu. Apeși butoanele după un cod potrivit fiecarei faze. Pe 21 noiembrie, mulțumesc, Maria Vasilescu. Prima dată când am fost femeie, aveam dreptate. Pe urmă m-am răzgândit. De 22 noiembrie, mulțumesc, Mateescu Elena Diana. Dacă aș călători în timp, exact aici aș veni, cât încă mai poți zâmbi. Și nu zic asta ca să te acuz. La 23 noiembrie, mulțumesc, Matei Petre. Ugarul din vis a răsturnat paharul. Părerea multora e că a greșit,
destinatarul. Eu sunt sigur că asta e tot darul. Pe 24 noiembrie, mulțumesc, Silvia Grădinaru. Frumusețea a știut mereu că e insuportabilă. O atenuează norii de uz interuman, declanșează sintaxe continue. Pe 25 noiembrie, mulțumesc, Mihaela Chircă. Corpul mi-a zis că pot adormi oricând. Cine a știut mai bine, i-a spus ațupire. La 26 noiembrie, mulțumesc, Mihaela Coveșanu. Știu pe cineva care a zis că se roagă când se spală pe dinți. De 27 noiembrie, mulțumesc, Mihaela Gâdei. Chiar și fulgii de zăpadă sunt plăci continentale. Pentru datul cu capul, de 28 noiembrie, mulțumesc, Mihaela Gârbe. Descrii senzualitatea densității ca răspuns la fascinația generală. Pe 29 noiembrie, mulțumesc, Mihaela Munteanu. Ce ai e momentul de descheiat imaginea. Se formează din baleiajul care degeaba s-ar copia. La 30 noiembrie, mulțumesc, Mihaela Petre. Nu am putut să respir. Acum nu s-a terminat nimic, nici nu a început, doar s-a trecut cu ce s-a putut din bizar în penar. Pe 1 decembrie, mulțumesc, Mihai, Ana Maria. Poți să ghicești că numai ce îți dorești face să fie ceva constant, consistent. De 2 decembrie, mulțumesc, Mihai Zian. Ritmul tău e paginarea atingerii, la nivel de foșnet. La 3 decembrie, mulțumesc, Mihnea Orvas. Ador filmele cu noi care ne revenim, programate de Paștele Cailor, și în 4 decembrie, mulțumesc, Mihnea Radu. Doar pentru distracție și datorie am ieșit din stadiul de organism unicelular. Pe 5 decembrie, mulțumesc, Mihoc Tamaș. Credeam în platane care rotesc toată lumea pentru sunet. Pe 6 decembrie, mulțumesc, Mihailă Corneliu Luca. Serile înghețate de decembrie sunt doar o bere. Numai o bere rece pentru fiecare deget de la mâini și de la picioare. De 7 decembrie, mulțumesc, Mircea Modreanu. Cum cred alții că e mereu vorba despre ei, eu pot să jur că nici o secundă nu mă privește cu adevărat nimic din ce se poate pronunța. La 8 decembrie, mulțumesc, Mișu. Rezultatul unui proces complex, nu neapărat hindus, dar e un gând de care îmi place să mă las sedus. Pe 9 decembrie, mulțumesc, Mălina Alexandra. Mai dau o dată, pentru că rezultatul unui proces complex, nu neapărat hindus, dar e un gând care îmi place să mă las sedus. Pe 9 decembrie, mulțumesc, Mălina Alexandru. Exact tu, persoana trezită din somn cu aer de artefact. În 10 decembrie, mulțumesc, Nae Alexandra. Așternut pentru trecut și ceva plăcut
la care s-ar fi putut reduce tot ce e necunoscut. Pe 11 decembrie, mulțumesc, Nicu Pârvu. Numai la distanța nefericită, ce e aproape sau foarte departe, ține de cosmos. De 12 decembrie, mulțumesc, Nona Ropotan. Vegetația cu blană, legile sensibile ale unor zile de decembrie debile, la 13 decembrie, mulțumesc, Oana Nedelcu. Ai chelit, zice. Nu-mi spune, fac, nu e chelie, e cerul gurii. La 14 decembrie, mulțumesc, Octavian Perpelea. O să ne facem treaba până ne lovește senzația că extinderea universului s-a atrofiat. De 15 decembrie, mulțumesc, Ovi Iordan. Pasărea ta e prinsă în cântecul dimineților, pe care cineva a scris fără agresivitate, dar cu oja astringenței ținerii de minte, normalitate. E 16 decembrie. Mulțumesc, Peter Schrager. Reușeam să descoperim ceva ce e păstrat, dincolo de gardul ghimpat, dincoace de câmpul electric. Decuplat pe 17 decembrie, mulțumesc, prieten cu Evantia. Între o stare și o fire, visezi când te trezești, cum te găsești, unde citești, cine revine, cu câte susține, la 18 decembrie, mulțumesc, prietenă cu Evantia. Limpezi doar în momentul în care se petrec lucrurile pe care le visezi au ceva din chipul tău. De 19 decembrie, mulțumesc, Radu Borcea. Avem gestul, e extrem. Ezitările ți le ia la ochi, fonem după fonem, făcute ghem. În 20 decembrie, mulțumesc, Radu Coman. Floarea de afazie pe care o ținem în ghivecele mici până se face mare, ca să o mutăm și să țină loc de anestezie. În 21 decembrie, mulțumesc, Ralf Berbecar. Așa îți prinzi tu părul, cum se fac de obicei lucrurile prin pase din astea magice, agitate după modelul celui mai exagerat arbust. În 22 decembrie, mulțumesc, Raluca Gorcea. Ce face limba pe care o vorbești sub din limba cu care așezi în corpul tău sub formă de gust, ce îți e mai aproape, e echilibrul pe care îl știm drept corp. În 23 decembrie, mulțumesc, Raluca Iosifidis. Starea vremii e o formă de viață pentru amintire. Și pe 24 decembrie, mulțumesc, Raluca Lojevski, Manița. A câta zi de Crăciun să îți spun fericit, ca să nu sune a căpșună în mijlocul iernii, dacă tot îți zic asta în continuu. La 25 decembrie, mulțumesc, Raluca Mihai. Persoanele imaginate au superputerea de se face uitate. Pe 26 decembrie, mulțumesc, Ramona Sârbu.
Am ajuns la etatea la care măsor zilele după dățile în care nu mai trebuie să merg nicăieri. De 27 decembrie, mulțumesc, Robert Neagu. Reținem din coborârea lentă a ploapelor, în timp ce bărbia este întoarsă ușor spre un umăr la 28 decembrie. Mulțumesc, Ruxandra Pop. Chem pe cine vrei, imediat ce adorm. Vin golemi, vin cei mai demni atomi, supremi, sunt feri. Pe 29 decembrie, mulțumesc, Răzvan Trăgoi. Până nu mă bușește râsul, nu mă trezesc. Cel puțin asta am în gând și asta cânt. De 30 decembrie mulțumesc, Răzvan Podovanski. Împletim mileul respirației la care se face ziua. La 31 decembrie mulțumesc, Răzvan Petrescu. De la al patrulea punct cardinal încolo, totul are străin până te prinzi și e vorba de tine. Pe 1 ianuarie, mulțumesc, Samir Vancică. Atinse de buze, cuvintele au indecența epocilor apuse și a vremurilor presupuse. La 2 ianuarie, mulțumesc, Sebastian Chiriluș. Amândoi am văzut, fauna e limitată în timp și spațiu, doar ca să-i fie salvată viața, sau pe aproape. În 3 ianuarie, mulțumesc, Sebastian Stanciu. Proporțiile par solubile în literaturile volubile ale noului Est. De 4 ianuarie, mulțumesc, Sebastian Ujică. Anotimpul semafoarelor hormonale ne livrează cul. Din 5 ianuarie, mulțumesc, Silviu. Poți să cauți un video, dar ar fi în engleză și n-ar avea cum scrijelesc colegii dislexici toate inițialele mele acolo. În 6 ianuarie, mulțumesc, Silviu Moise. Cinematecă pentru ce se petrece pe mânecă, de unde le scoți cu tot cu direcția în care alunecă strălucirea pielii, mai mult caustică. Pe 7 ianuarie, mulțumesc, Statache Victoria. Agită-te, de ce să nu te agiți, dacă asta te liniștește și când s-ar așchi pot să și adorm cu tine în cârcă. La 8 ianuarie, mulțumesc, Șerban Picu. Miră corporală, de următoarea parte din volum, scurte motive subliminale, cum te vor, transironia zilei. Aici sunt 101 poeme din care am reținut secvență cu secvență pentru fiecare zi, ca să pot mulțumi, cum se zice. Alura zilei e nesigură, în sensul bun. De 9 ianuarie, mulțumesc, Ștefan Alexandru Căilean. Vești cutremurătoare din flora dansatoare. Pe 10 ianuarie, mulțumesc, Ștefan Neda.
te știu din percuția musculară, după gustul fiecărui gest, cum împrumuți ramificații urbane. La 11 ianuarie, mulțumesc, Ștefania Angel. Zăpada a avut vreodată nevoie de consiliere și tot cade în spațiile certitudinii. De 12 ianuarie, mulțumesc, Tamara Tchaikovsky. Monștrii justificării te vor cu mințică, mângâită pe unghii, cu buricul degetelor. La 13 ianuarie, mulțumesc, Tatiana Beliuță. Și nu mai insist, pereții sunt secreții solide ale nesiguranței. Din 14 ianuarie, mulțumesc, Teo Dumitru. M-ai învățat să lucrez prin delimitare. Când vine vorba de abordare până la umoare, picior de plecare și recuperare. De 15 ianuarie, mulțumesc, Teodora Talpeș. Trecerile apelor metalice prin aerul cartografiat sonor din strălucire și dezlipiri. La 16 ianuarie, mulțumesc, Teona Tomoyoaga. Dispersii de aerosoli cu supereroi la îndemână cu valori de circulație, scoase la program și trecute prin vid, palori. În 17 ianuarie, mulțumesc, Tiberiu Popescu. N-a trecut nici când am tăcut. De asta e un pic jignitoare poezia mea la nivel de strănut. Dar când zic a mea, nu e pe persoană frumos sau urât. Fizică, Răzvan Cosmin. Ori statut e din punct de vedere al prezenței cu tine. Și când nu găsești, e numai bine ca să fii tu în 19 ianuarie. Mulțumesc, Victor Mathion. Vreau să mai dau o dată aceste două secvențe. Nu a trecut nici când am tăcut. De asta e un pic jignitoare poezia mea la nivel de strănut. Dar când zic a mea, nu e pe persoană frumos sau urât fizică. Răzvan Cosmin, ori statut. E din punct de vedere al prezenței cu tine. Zis și făcut. De 18 ianuarie, mulțumesc, Valentin Ion Ceaușescu. Cauți un cadou pentru tine și când nu găsești, e numai bine ca să fii tu. În 19 ianuarie, mulțumesc, Victor Mathion. Acea resting beach face pentru meci. De când se trage la întâmplare, jocul video evoluează după cele mai cool reguli. În 20 ianuarie, mulțumesc, Virginia Usicu. Tare că ai câteva zeci de ore în care ai face până când obligatoriu să o lași pe pilot automat, pe propriile picioare. Reiau. Tare că ai câteva zeci de ore în care ai ce face până când e obligatoriu să o lași pe pilot automat, pe propriile picioare. Pe 21 ianuarie, mulțumesc, Vlad Manolache.
în materie de valori, e o lume așa de plină că îi și spui când și când plinuțo. Tu unde cobori? Că ți-au crescut flori la 22 ianuarie, mulțumesc, Vlad Rotaru. Instalațiile sonore se reduc la o coreografie transcrisă pentru foșnete, repetate din toate formele de relief, din antipozi până la refren. Reiau. Instalațiile sonore se reduc la o coreografie transcrisă pentru foșnete, repetate din toate formele de relief, din antipozii respirației până la refren. Pe 23 ianuarie, mulțumesc, Xiron Xin Marian. Dar, poetic, interfața o fac așa cum e și cei care nu neapărat au votat, dar sunt. Și pentru asta le mulțumesc. Pentru că sunt exact cum sunt. Unii dintre ei au și votat pe ultimele zile de concurs pentru poetic interfața sonoră. Mai mereu, doar la căderea nopții se mai dizolvă, dar atunci nu se pune, că sunt doar eu. La 24 ianuarie, mulțumesc, Adrian. Schimbi minutul pentru punctul culminant și reiei ca să fie sigur că nu mai mergi pe dibuite. În 25 ianuarie, mulțumesc, Luminița. După un an în plin soare, așadar orice scenă începe cu respirația și se consumă la nivel vestimentar. De 26 ianuarie, mulțumesc, Monica Pilat. Cu privirea celor mai bune întrebări, care nu zic eu te știu, dar asta îmi arăți. Cineva ar trebui să asocieze embrionul unui emoji. La 27 ianuarie, mulțumesc, Cristian Livescu. Primii care ne-o luăm suntem noi, giganții cei mai scunzi. La 28 ianuarie, mulțumesc, Alin. Ce mai vine încât să mă bucur că te pregătești să mai stăm un pic? Pe 29 ianuarie, mulțumesc, Carmen. Urmăresc umezeala asfaltului. Cum mă uitam când eram mic la bulgari și nu înțelegeam cuvintele, dar mă prindeam ce se întâmplă. La 30 ianuarie, mulțumesc, Ana Maria. Tonalitatea vădește performanța absenței. Tonalitatea vădește performanța absenței cu partea de vis și cu partea de scris. Separate din front atmosferic și dicție precipitată. În 31 ianuarie, mulțumesc, Marius. Să pun scăpat din mână pe picior și sărit la nivelul ochilor. La 1 februarie, mulțumesc, Adelina. Așa e în ziua perfectă, o artă curată constantă. De 2 februarie, mulțumesc, Costea.
Mă uit la placa asta de lemn și spun poezia pe înțelesul skateboardului meu. Pe 3 februarie, mulțumesc, Claudiu. Grapefruit din așteptări, cu pielițe amare, din ce nu s-a putut, din porțiile de amânare la minut. La 4 februarie, mulțumesc, Gali. Între două pisici fără păr, două momente în care totul pare rezultatul evoluției, dar nu ai cum să nu te întrebi pe 5 februarie, mulțumesc, Mina, care n-a votat poetic pentru că era și cartea Cătălinei Matei acolo și merita voturi. Istoria poeziei e povestea ta, obsedată de iluminare bruscă. Bună să o pui pe rana, ori rea de muscă. În 7 februarie, mulțumesc, Gelu. Vii la noi, cui se pune pata, e luat cu lopata, în antropocen. Pe 8 februarie, mulțumesc, Al. Ce am la spate, de la rugăciunea spălatului pe dinți, măi Răzvan îmi zice, și mă liniștesc pentru că așa îmi spun cei care nu mă cunosc până la capăt, că sunt în siguranță și corpul meu o fi proiectat astral. Despre asta mai vorbim, fără îndoială, dar e românesc. Pe 9 februarie, mulțumesc, Gianina. De când au zis că neuronii își fac treaba pe bază de lumină, mă uit la film ca la un mare creier. De 10 februarie, mulțumesc, Simina. Iaurt pe buză și covrig în bluză, duse până în flirt, când se luminează și se pornește sistemul antifurt. În 11 februarie, mulțumesc, Florin. Haidi, fetița muncilor, pune zi peste noapte și plasture la nasture. Starea vremii surprinde exact succesiunea evenimentelor. La 12 februarie, mulțumesc, Radu. Numai ce e rău vine din trecut, ce e bine trebuie adus. Se ține de tine doar din ce o să fie. La 13 februarie, mulțumesc, Irina. Chiar și atunci când știu ceva, știu cu aerul bizar al cuiva care poate să nu se mire. Decât că e posibil. Și tresar, pe 14 februarie, mulțumesc, Dan. Te apuci de plantat, le lași pe fețe, petunii negre. Cât e chipul marcat, restul e de fapt fragmentul citat. 15 februarie, mulțumesc, Ada. Imaginea va fi clară abia după ce datele sunt procesate, cu refrenul respirației pe 16 februarie. Mulțumesc, Costi. Aceiași craii pe biciclete se țin de tine. Sky, cu tot cu cerul lor din secvențe corai. De 17 februarie, mulțumesc, Adina. Sunt ele albine solitare, să le vezi cum dorm pe o creangă într-o fotografie. De ce n-ar fi și cineva care să răcească odată cu tine? Pe 18 februarie, mulțumesc, Roxana. Stăm acolo unde ni se spune cine să fim și e tare bine să auzim. La 19 februarie, mulțumesc, Ana Maria Luciana Bomboș. Unde se chinuiau să supraviețuiască victimele economiei de piață, acum e doar peisaj. La 20 februarie, mulțumesc, Ștefan. Recrut mut, nu te îngrijora, mâine a fost ieri. Ce faci? Ai putut bate Cuba?
substanțele s-au prefăcut pe 21 februarie. Mulțumesc, Cheryl! Tot ce înveți e să reziști când nu e nimic și mesteci tul. Sau poate preferi să reiau mutatul firului din scul în ghem. Să fie ăsta tot urletul la 22 februarie. Mulțumesc, Ania! Ți s-o fi părut că îți place și chiar s-o fi plăcut poezia, cât ai crezut că e vorba doar de tine. Când te-ai făcut mare și a fost și despre toți ceilalți, încep să eziți. Hai că încet, încet suntem lămuriți. De 23 februarie, mulțumesc, Freddy. La etatea cu pricina, când ai sentimentul că mai multe feluri de frumusețe decât bănuiai sunt reale, dar foarte puține sunt pentru tine. Mulțumesc, Tadeuș. Cucuie are oricine și le atribuie oricui îl dezlănțuie, fie cu o pinie, fie cu o serie de produse de patiserie. La 25 februarie, mulțumesc, Chandrahas. Cartografierea continuă vegetațiile stilizate profită la nivelul mării. Cartografierea continuă vegetațiile stilizate profită la nivelul nărilor și formulează bucle de echilibru în mișcare. De 26 februarie, mulțumesc, Marin Mălaicu. Șuvița risipită pe pernă înainte să mă trezești, la prânz declamă prezența, verifică aderența, stabilește cadența. Păi, hai să comandăm pizza. La 27 februarie, mulțumesc, Cristiana. Vis pentru un paradis în canalul medular, unde propriu zis, două zile am avut în două decenii în care nu mi s-a dat nimic de rezolvat. În 28 februarie, mulțumesc, Vera. Pe picioare și felul în care sunt cu tine în mișcare respiratoare, când sunt aici ca atare, surprinzătoare. De 29 februarie, mulțumesc, Lorena. Tot ce învăț e continuitatea în degradeuri și precizarea orgasmului temporizat. La 1 martie, mulțumesc, Aurel. Vestul vrea să știe, estul abia apucă să fie. Mulțumesc, Antonia. Treptat, pe toți ajunge visul să ne domine. Și Doamne ferește să ne bazăm pe revista locală Destine. Pe 3 martie, mulțumesc, Vanda. Geometria haosului o tratez cu povestea mea transnarrativă. Când toată lumea e după și se jură pe post. În 4 martie, mulțumesc, Claudia. Cu minte, cu aerul de lanternă vii. Ai ochii fixați doar pe ce e indicat. Un vis în carne și oase. La 5 martie, mulțumesc, Sandra. Oricine știe cum se obține cea mai persistentă imagine cu o persoană, doar spune-i pe oricare alt nume decât al ei. La 6 martie, mulțumesc, Edmond Niculușca. Comori explozive dizolvă distanțele între uitări și plasări în fața unui set de oglinzi. De 7 martie, mulțumesc, Horia.
comori explozive. Rezolvă distanțele dintre uitări și plasări în fața unui set de oglinzi de 7 martie. Mulțumesc, Horia. Procesul e codat, startul dat, limbajul erodat prin scoateri din uz specifice. Vârful de ac e captivat pe 8 martie. Mulțumesc, Ioan. Suflet, ai să scapi cu orice într-o poezie. 9 martie, mulțumesc, Mircea Andrei. Ce bun sunt toți cei pe care îi vezi pe stradă, când îți închipui că joacă un rol, foarte talentați și credibili. Pe 10 martie, mulțumesc, Flo. E cel mai greu să identific zona fericită, în care toate vin la locul lor pe măsură ce trece timpul. De 11 martie, mulțumesc, Denis. Iată că, de fapt, ne amintim doar o singură dată ce s-a întâmplat și, pe urmă, doar ne aducem aminte. La 12 martie, mulțumesc, Edi. Tu vii pe jos cu graba între degete, definiție sigură, nu ca minunile televiziunii. La 13 martie, mulțumesc, Fresco. Mintea răsună, iar lumea își asumă, în toate gradele de faună, că e complet imună. Din 14 martie, mulțumesc, Ramona. Strângi păreri ca să vezi ce zice muzica ușoară despre asta. La 15 martie, mulțumesc, Ilinca. Reperat, aproape la întâmplare, sentimentul că te-ai eliberat, te și întreb dacă e al tău, de 16 martie. Mulțumesc, Marina. Scrie fără oprire în condițiile în care lumea are impresia că e după și e mereu doar înainte. La 17 martie, mulțumesc, Corina. Răspunde acum ce vrei să-mi asum ca să recunosc, așa e, până nu ajung să abunde scuzele furibunde. În 18 martie, mulțumesc, Jean-Lorin. Furia liniștii mixează luxul lent de a fi trează. Mulțumesc, Florina. Recit că asta face omul de ziua fericirii, în vremea izolării, la 20 martie. Mulțumesc, Andreea Colar Eftimie. Sora mea e născută de ziua fericirii. Mai întâi s-a născut ea și pe urmă s-a declarat aniversarea din 21 martie. Mulțumesc, Clara. Îmi repeți numele persoanelor pe care le iubesc ca să prinzi curaj sau, however, până le faci vizibile. Pe 22 martie, mulțumesc, Dragoș. Metabolismul ni se reglează exersând limitele întinderii în toate direcțiile. De 23 martie, mulțumesc, Valentina. Până aici și după arici, până nu pici, să vezi, licurici. 24 martie, mulțumesc, Mariana Gămulea. Tu formulezi zile cât un fluture, văzut printr-o frunză în soare, le duci până la capăt. Mulțumesc, Ana Maria Munteanu. Adun ceea ce ni s-a și întâmplat, mai mult mie, dar și ție, la momentul oportun. În 26 martie, mulțumesc, Darie. Cum tot pățește și pangolinul memoriei, de pică pe el vina. De 27 martie, mulțumesc, Sorin. Fler de rinocer,
Nu sunt eu așa, dar știu că pe asta prefer să mă bazez. Nu să mă refer. Pe 28 martie, mulțumesc, Oana și Cătălin tot. Și tu ai dezvoltat aceeași alergie la cuvântul soluție. În 29 martie, mulțumesc, Dorina. Transmisiuni de pe planeta ta până îți aprinzi bricheta cu zâmbetul ochilor. La 30 martie, mulțumesc, Livia. Fix poemul acesta, fără clachete, pe pagina de gardă și tu l-ai găsit chiar pe ăla care dintre toate persoanele te citește pe tine. De 31 martie, mulțumesc, Stella. Stai, că mintea le are pe ale ei, pe unele dintre ele te și bazai. În 1 aprilie, mulțumesc, Cristian. Superputerea mea e să nu câștig la niciun joc pe calculator, nici măcar dacă joc singur. Pe 2 aprilie, mulțumesc, Marian. Dauna nu e decât pentru mașini totală, dauna reală e mereu egală cu imaginea finală. Pe 3 aprilie, mulțumesc, Ruxandra. Arată-mi operația, urma cusăturii cicatrizată și îți citesc sufixele peltice ale vântului de aprilie, dezechilibrat de soare, fix și sedus. În 4 aprilie, mulțumesc, Oli. Gioarsa tăcerii în care ți se plasează blocajul strălucește și devine ceva ce ține de endorfine. De 5 aprilie, mulțumesc, Viviana. Ne putem respecta gen pornirile. De 6 aprilie, mulțumesc, Romeo. Matur, poate doar după ce mă alătur variantelor mele de până acum. Pe 7 aprilie, mulțumesc, Smara. Capitanul Brain Freeze stă pe punte alb la față și apasă pe butoane mirat că are efect. La 8 aprilie, mulțumesc, Cornel. Înfierbântat de exercițiu, m-am avântat cu ochii la ce s-a întâmplat când au pus pe roate primul aerostat din 9 aprilie. Mulțumesc, Angela. Sistemele planetare tind să fie un singur om, de cele mai multe ori femeie. Pe 10 aprilie, mulțumesc, Nicolae. Acum iese fum, Alexandrin Vagabonds, capătă volum. La 11 aprilie, mulțumesc, Raluca Andreescu. Gustul se schimbă odată cu noi. Problemele de pe drum, asta spun. Când e 12 aprilie, mulțumesc, Cătălina. Decorul e ceață vindecătoare, seducătoare și toxică. Logica poetică declanșează spectacolul. În 13 aprilie, mulțumesc, Octavia. Înghesui tot ce îți aduce aminte că s-a întâmplat și aștepți un rezultat afectiv. De 14 aprilie, mulțumesc, Rita. Mize găsești și pentru ce trăiești și la nivel interplanetar, dar și când te uiți la oțetarul înfipt în gard.
indiferent la primăvara autoizolărilor și aștepți să ofteze. În 15 aprilie, mulțumesc, Bill! Până se rupe banda, prezităm sacadat refacerea lumii, clipești cătinel până suntem cufundați în flăcări, sugerând lavanda. În 16 aprilie, mulțumesc, Elena Băsescu. Instalațiile luminoase încă nu sunt montate. În întregime ard sub ploaie. Din 17 aprilie, mulțumesc, Alexandra Olară. Sunetul te privește în ochi, ușor opalizat. Să vezi că tac și nu te mira. La 18 aprilie, mulțumesc, Ana Carina. Poezie istorică la 20 aprilie. Mulțumesc! Ada. Noe, uite! O să reiau. Ultima parte din volumul poetic Interfața Sonoră este Sosiri mulate soteriologic, SMS de click. Acum, cât ții de activism cardiorespirator. Sunt ultimele 55 de poeme. Cultiv sunetul alb, relativ personal, cât pot eu. Sustras din sentimentul narrativ general. De 19 aprilie, mulțumesc, Andreea. Comic e cădemic. Mi-a plăcut un pic să mă gândesc că n-aș scrie decât poezie istorică. La 20 aprilie, mulțumesc, Ada. Eu port un citat un pic descentrat la gură și complet hidratat. În 21 aprilie, mulțumesc, Bianca. Lupt lent cu sentimentul că luna are masca ei medicinală, de unde ai rupt întunericul. Și o ține tot așa neîntrept. Pe 22 aprilie, mulțumesc, Emilian. Încă nu s-a terminat, de prelevat, de arhivat, de reformulat, stimul după stimul. Pe 23 aprilie, mulțumesc, Tara. Toate cuvintele ies și intră în realitate cu gândul că vor găsi o modalitate. La 24 aprilie, mulțumesc, Tudor. Halucinația există, cu ridicolul frumuseții, cu rază medie de acțiune, după ce trece destinația de 25 aprilie. Mulțumesc, sunt Ziana. Poate e cerul roz și atunci îți lași capul pe spate. Pe 26 aprilie, mulțumesc, Dimitri. Vrăji de nu ne mai vezi, doar să rămânem treji. Mulțumesc, Tatiana. Comunici cu ce ai la îndemână la 28 aprilie. Mulțumesc, Nora. De la un acum la celălalt, una zici și ți se repartizează un cu totul alt volum. De 29 aprilie, mulțumesc, Saviana. Trebuie să reiau pentru că era scrisă greșit data. Dar
de la un acum la celălalt. Una zici și ți se repartizează un cu totul alt volum. De 29 aprilie, mulțumesc, Saviana. Percepem lucrurile un pic decalat, fiecare după propriul format pe care l-am. Percepem lucrurile un pic decalat, fiecare după propriul format, care pe lat, care pe înalt. Pe 30 aprilie, mulțumesc, Emil. Acțiunea asta e din viitor, din regiunea unde se va vedea. La 1 mai, mulțumesc, Noemi. Ne bazăm pe dansul sunetului, pe zumzetul care dă speranță. La 2 mai. Mulțumesc, Paula. Când poezia e medicamentul care te asigură că nu o să te mai faci bine, uitând de tine. Pe 3 mai, mulțumesc, Sofia. Reușita e cuantificabilă, trebuie să fie. Doar că mie îmi dă mereu cu virgulă. De 4 mai, mulțumesc, Amalia. Am încă în față, acum am încă fața mea și înclin într-o parte și alta capul din mușchiul verbal, până tot eu sunt, dar concentrat pe drum. La 5 mai, mulțumesc, Anastasia. Până și ce te speria la propria persoană, te ia cu vină încoa. De 6 mai, mulțumesc, Eliza. Are viața mea tendința de a deveni viața altora. La 7 mai, mulțumesc, Iris. Zic, dar mie că stric ce e fantastic, chiar și un pic. În 8 mai, mulțumesc, Lin. Ele sunt sentimentele îndrăgostite de ele însele. Pe 9 mai, mulțumesc, Lavinia. Fiecare învață să meargă în sensul care îi e definirea mai grea. De 10 mai, mulțumesc, Mădă. Secvența știe că dacă tace, te satisface. La 11 mai, mulțumesc, Luca. Deși știi că tot ce scrii are legătură cu realitatea, nu poți să nu te miri. În 12 mai, mulțumesc, Tibi. Nu știu tu, dar la mine a fost mai bine în realitate. Ține și mai mult, nu că n-ar fi bine în vis, dar e mai frumos cu tine pe tot felul de rute. De 13 mai, mulțumesc, Soso. Acești nori nu sunt ai mei și nici ai tăi și tot îi îngrijești. Pe 14 mai, mulțumesc, Xenia. De cât depășit, mai bine desăvârșit. Tot repetă roțile pe asfalt. La 15 mai, mulțumesc, Vasile. Unul ca mine nu-și ține minte pinul sau țin, dar nu pe toate. De 16 mai, mulțumesc, Marieva. Ce o să mai râzi când îți zic că pocnesc uneori din vers și tu faci tot așa, cu un elastic. Mulțumesc, în 17 mai, Anca. Pietonul din mine e ceva mai credul. Credinciosul, în schimb, se poate lăuda. La 18 mai, mulțumesc, Rareș.
ture, când dispare sensul unui cuvânt pe traseele lui Sinbad marinarul, te trezești că vine altul să te măture. La 19 mai, mulțumesc, Iohannes. Vine oricine și știe că reflexia lumii pe luciul de apă se duce după cine zice. Pe 20 mai, mulțumesc, Vlad. Elogiez crepusculul până vezi stele verzi. Pe 21 mai, mulțumesc, Cezar. Alții au căzut de la etajul 15 și nu au pățit nimic, fiindcă au picat în partea cu camera. Pe 22 mai, mulțumesc, Cornelia. Răspunde cu primul lucru care îți vine în minte. La 23 mai, mulțumesc, Emilia. Se tot povestește și ce se găsește și ce lipsește. În 24 mai, mulțumesc, Romy. Poemul ăsta mă subtitrează, ori ne dublează zilele. De 25 mai, mulțumesc, Tia. Când nu iese, nu sunt versuri, sunt virusuri. În 26 mai, mulțumesc, Alina Muncileanu. Îmi dai speranță cu faptul că nu suntem pentru totdeauna și după lucrurile au șansa să rămână la fel. De 27 mai, mulțumesc, Irinel Angel. Strigătul are omul lui. Zgomotul formează țesutul din care sunt alcătuite trecuturile. Pe 28 mai, mulțumesc, Olga. Se bazează pe tine și speră că o să obosești, că o să lași totul baltă. La 29 mai, mulțumesc, Adela. Compari cu dimensiunile umbrelor de pe corpul tău. De 30 mai, mulțumesc, Rodica. Exersezi echilibrul, dezvoltura articulațiilor, preferința pentru scizuri și individualizare concretă. Mulțumesc, Aura. Ultimul tău argument e timpul prezent. În 1 iunie, mulțumesc, Ovidiu. Eu îți spun că e posibil, odată cu ploaia, asta ce facem, să ajungă la apogeu. La 2 iunie, mulțumesc, Svetlana. Se aud evaziv segmente de refren, desfăcute din rutină, olfactiv, strat după strat. De 3 iunie, mulțumesc, Sergiu. Și aici iese pe față riscul expresiei, oricât ne ferim să nu fim cinici. La 4 iunie, mulțumesc, Sveta. Respirația își asumă, îngână, ocupă și caută orice interstițiu. În 5 iunie, mulțumesc, Adam. Contrar așteptărilor full, în fiecare lucru zis, există un paradis. În 6 iunie, mulțumesc, Patricia.
nu te mai vezi de la un punct și mergi pe pipăite pe 7 iunie, mulțumesc, Michi. Am ajuns la capătul unui traseu într-un singur vers. În 8 iunie, mulțumesc, Nic. Uite un cântec care îți inventează boala. Și un accent care ți-o ia. La 9 iunie, mulțumesc, Denisa. Și ne apropiem de final. Nu-i destul. Și mă întreb, când vine restul? Am gen dreptul. De 10 iunie, mulțumesc, Dumitru. Am ajuns aici, între oțetarii cu ochii cât cepele. Mă înveți să-mi număr umerii cu intonația umbrei. La 11 iunie, mulțumesc, Gelu Bogdan. Sticla mai și minte, ca tot ce pretinde că nu vrea decât să ne reprezinte. 12 iunie, mulțumesc pentru fiecare apropiere de poetic pe care o ai. Astea au fost mulțumirile Poetic Interfața Sonoră de la Street Delivery. De aici am plecat, aici ne-am întors. Am avut nevoie de o oră și 56 de minute ca să parcurgem toate cele 366 de zile din volum, cu câteva cuvinte din fiecare zi. De la 5 și jumătate este poezie în Cărcubești, mi-a spus Vasile, dacă tot am început cu el. Întâlnirea noastră de mulțumiri și performance online și de la 6 vor să fie poeții de lume în spațiul acela rotund, chiar din mijlocul Street Delivery. Așa că ai timp să îți alegi tu însuți sau însuți ce vrei să vezi. Și pentru asta poți să folosești și programul de pe fiub.ro la Festivalul Internațional de Poezie, pentru că și azi și mâine e plin de evenimente și în povestea lor. Cu mine te mai întâlnești pe poetic.ro și pe platformele astea de socializare, la Live News și la Citești. Mulțumesc și pe tot timpul.